realizat toate problemele din cadrul programului de măsuri pe care dumneavoastră l-ați aprobat. Felicitări și spor la muncă! Vă mulțumim! Eu aș vrea să vă mai adresez o întrebare. Cum vă gândiți să colaborați cu organizația municipală a Partidei Romilor, dacă aveți în plan o colaborare cu noi? Noi de mai mult timp colaborăm cu organizația dumneavoastră și în cadrul acțiunilor pe care le-am avut, culturale, inclusiv în cadrul campaniilor electorale. Am colaborat cu reprezentanții dumneavoastră din teritoriu și de la județ și ne-am înțeles pe problemele de principiu mari. Ba chiar am avut și unele acțiuni comune care au făcut bine atât la public, cât și la cele două organizații politice pe care le reprezentăm. Iată, l-avem pe domnul președinte de la organizația NSUD. Domnule președinte, bine ați venit la inaugurarea sediului organizației municipale. Care este părerea dumneavoastră? Au organizat bine Partida Romilor această inaugurare? Știm să ne organizăm? Ce ar trebui partidele politice să perceapă prin ceea ce vrem noi să transmitem? S-a făcut o organizație foarte frumoasă, azi a fost și Festania, pe cum știți, deci ne-am mai modernizat și noi, deci mergem înainte. Încercăm să ținem pasul cu lumea. Da, încercăm să mergem pasul cu lumea, deci mergem înainte, foarte frumos. Deci. Pe când facem și o inaugurare la Năsăud? Deci... Să ne înțelegem cu domnul președinte județean Emil Nea și vedem când, cât de curând o să facem și la Năsăud. Vă mulțumim mult, domnule președinte, stimați telespectatori, să merg mai departe și o să vedem, domnul președinte a vorbit, o să vorbesc cu un membru din conducerea organizației municipale a Partidei Romilor Pro Europa de la municipiu. Dumneavoastră aveți funcția de vicepreședinte, nu-i așa, domnul Adi? Da. Care este părerea dumneavoastră? Uitați, aveți un sediu nou, frumos. Considerați că romii se vor îndrepta cu probleme, pentru că de altfel veneau la poarta dumneavoastră. Până acum, de acum încolo, ce veți face? Veți organiza un program aici și romii vor trebui să știe că trebuie să vină aici? Da, da, trebuie să facem un program, să stabilim un program orar de funcționare a biroului, să ne adunăm aici măcar o dată la lună cei care suntem implicați în mișcarea asta în municipiul Bistrița cu cartele aparținătoare, de a discuta și a rezolva problemele romilor care cum apar. După cum știu eu, toți aveți servicii, toți aveți treburile dumneavoastră, afaceri, sunteți oameni de afaceri, inclusiv domnul președinte Pobromulus. Veți face un program, aveți de gând? Sau nu v-ați consultat încă cu domnul președinte? S-ar putea să-i adresez această întrebare domnului președinte. Vă rog frumos, domnule președinte, dacă vreți dumneavoastră să-mi răspundeți. Cred că n-ați fost atentă, deci programul este afișat pe ușă la intrare, programul este... stabilit, după cum bine se știe, fac parte și din organizația județeană. Deci două zile pe săptămână, trei zile vor fi programul de la ora 10 la ora 14 la sediul organizației municipale. Problemele care sunt pe municipiul Bistrița, făcând parte și din biroul județean, îl voi aduce la cunoștință președintelui Emil Nea Lăcătuș. La rândul său, fiind și consilier parlamentar al domnului deputat Nicolae Păun, prin rapoartele care le face lunar, problemele ajung și la București la domnul deputat Nicolae Păun. Colegii mei de pe municipiu sunt ferm convins, chiar spunea cineva astăzi la această inaugurare, ne compătimea pentru că avem un sediu atât de bine dotat chiar în centrul municipiului istoric al municipiului Bistrița, ceea ce nu cred că e de neglijat. Și spunea că până la urmă trebuie să demonstrăm că totul se rezumă în politică la voturi. Și așa este. Într-adevăr, n-am vrea să ne hazardăm, nici să ne scoatem în evidență, știu eu cu ce mai, dar poate în unele momente
vorbind acum de organizația municipală, am fost, să spunem sincer, independenți. Deci n-am fost nici de stânga, nici de dreapta, am fost de centru, ne-am văzut de treaba noastră. Dar am precizat în emisiunile trecute, pentru că a venit momentul vrând nevrând, trebuie să ne demonstrăm credibilitatea noastră pe municipiul Bistrița și în mod sigur pe această cale transmit tuturor acelor persoane care au încercat să facă Sarea și Marea și să dezinformeze în primul rând autoritățile locale prin implicarea lor, că vor aduce voturi sau vor face ceva, încerc să le trag un semnal de alarmă că le va fi foarte greu. Considerați că romii vor fi atrași și vor încerca să înțeleagă că Partida Romilor este singura organizație care poate să-i ajute atunci când trec prin momente dificile? Așa că am mai spus-o și la interviu care am fost intervievat de alte televiziuni, Partida Romilor Pro Europa filiala județeană Bistrița are al doilea sediu al organizației municipale dotat, complet, și sigur la nivel de județ, Partida Romilor are 5 sedii dotate. Chiar ieri am vorbit cu domnul deputat pentru a cere un necesar pentru filiala Partidei Romilor, ce mai ar fi nevoie. Am făcut demersurile pentru încă 2 autoturisme care vor fi dotate pentru județul Bistrița Sud și sigur calculatoare ar mai fi necesar pentru organizația municipală și eventual orașul Năsăud. Așa cum spuneam, sediul județean al Partidei Române este dotat din punct de vedere logistic, mobilier, secretar angajat. Sigur, avem toate condițiile de a munci. Organizația municipală la fel, celelalte sedii, Năsăudul, Becleanu și Comuna Lechință, iară sunt dotate și sunt puse la punct. N-avem decât, așa cum spunea colegul meu de la președintele municipiului, să-și facă un program stabilit de 2 ori, de 3 ori pe săptămână, depinde de dânsii, și sigur urgențele care sunt pe probleme de sociale, câte și mai câte, pot merge la sediul județean din Bulevardul Decebal, unde acolo este secretara de dimineață de la 9 până la ora 15. Și sigur, așa cum se știe, biroul județean se întâlnește săptămânal pentru a discuta problemele, de a le analiza, de a duce spre instituțiile unde sunt probleme, de a le trimite soluții, rezolvări. Și sigur, prin rapoartele, așa cum spuneam, la sfârșit de lună, o să-mi fac rapoartele care le trimit spre centru, la domnul deputat, să știe cu ce probleme se confruntă romii noștri din județ. N-avem decât să mulțumim pe această cale domnului deputat că, într-adevăr, pune bază pe filiala județeană a Partidei Romilor Pro Europa Bistrița Năsăud, ca dovadă sedii dotate, sedii mobilate, calculatoare, logistică, personal angajat și, sigur, trebuie să ne arătăm activitatea de acum încolo. Așa cum spuneam, în reorganizarea filialei și la nivel de municipiu, birou este format doar din 5 persoane. Așa cum am primit sarcinile de la centru, toate organizațiile, cele 10 care vom activa pe ele anul ăsta 2009-2010, care ne pregătim pentru reorganizare și de a vedea exact cum stăm, vor face parte în birourile de conducere lideri activi. 11 oameni, președintele și încă 10 oameni după el, prim vicepreședinte, secretar.